Bine v-am găsit! Vă invit la Galeria Personajelor Literare. Iată câteva personaje din Galeria Muzeului. Pentru acestea este nevoie de o descriere. Scufița Roșie, Greuceanu, Habarnam, Matilda, Pipi Șosețica, Vrăjitoarea din Albă ca Zăpada, Heidi și Domnul Goie. Haideți să le completăm portretul. Ce ați putea spune despre Scufița Roșie? Dar despre Domnul Goie? Muzeul este gata să primească descrierile personajelor literare pe care le realizați chiar voi. Vor fi selectate cele mai reușite descrieri. Criteriile de selecție pentru textele redactate de voi sunt: precizarea numelui, a vârstei și a textului literar în care apare personajul, descrierea trăsăturilor sale fizice, descrierea trăsăturilor sale morale, identificarea și descrierea preocupărilor sale, așezarea corectă a textului în pagină și formularea unor enunțuri clare și corecte. Alegeți un personaj. Recitiți textul în care apare pentru a vă aminti detalii ce v-ar putea fi de folos. Întocmiți o listă de cuvinte care să vă fie de ajutor atunci când realizați descrierea sa. Iată câteva idei pentru descrierea personajului Scufița Roșie. Începeți prin a preciza numele, vârsta și textul literar în care apare. Adăugați detalii despre trăsăturile sale fizice și despre vestimentație. Identificați trăsăturile sale morale și formulați enunțuri din care să reiasă aceste aspecte. Notați câteva preocupări care se desprind din text. Am primit deja de la un elev de clasa a patra o descriere pentru personajul Scufița Roșie. Pentru că a îndeplinit toate criteriile, descrierea realizată de el va sta în Galeria Personajelor Literare în dreptul portretului Scufiței Roșii. Vă invit să o citiți cu atenție. Realizați și voi descrieri ale personajelor literare. Respectați criteriile de redactare pentru a fi siguri că textele voastre vor putea sta în Galeria Personajelor Literare. Pe data viitoare!